Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți, deschise în cadrul campaniei Pastile de Înțelepciune, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. După cum știți, ne puteți vedea împreună cu invitații noștri pe pagina oficială de Facebook a editurii cu aceste videoclipuri, aceste interviuri și, bineînțeles, pe canalul de YouTube. Astăzi este alături de noi Luisa Neagă, senior editor Herald, colega mea dragă, și vom vorbi despre o carte foarte interesantă din această campanie, din campania Pastile de Înțelepciune. Este vorba despre dieta spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea a tot ceea ce îți îngreunează inutil viața. O carte scrisă de Ellen Percy, cum sunt majoritatea cărților scrise de Ellen Percy în această colecție Colibri. Luisa, o carte care vorbește despre dieta spirituală și primul gând la care mă gândesc, e oarecum și firesc acest lucru, mă gândesc la un soi de dietă din zona nutriției. Pentru că Ellen Percy în această carte vorbește și despre un soi de planificare a obiceiurilor noastre sănătoase, ar trebui, bineînțeles, să renunțăm la obiceiurile noastre nesănătoase, să renunțăm la programe mentale care ne fac rău, să renunțăm poate la anumite convingeri și credințe limitative. Și stau și mă gândesc cum ar fi, de exemplu, să îmi propun de săptămâna viitoare o dietă de detoxifiere sau o dietă, nu știu, de a mai da jos anumite kilograme și apoi să o asociez cu această dietă spirituală. Care ar fi pașii pe care ar trebui să-i urmez? În primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, și apoi te las pe tine să dezvolți această idee, în primul rând mă gândesc că, dincolo de partea aceasta de programare, ar trebui să fie primul proces, și anume cel al conștientizării. Așa cum cineva conștientizează, corect, cred că am luat câteva kilograme în plus, nu mă mai simt bine în pielea mea, nu mă mai simt la fel de comod sau la fel de ușor, de ușoară cum mă simțeam înainte. Da? Și simt aceste kilograme. Nu mă mai încap hăinuțele. Oh, cu atât, ai dat un exemplu extraordinar. Da? Primul indicator, cred că e ăsta. Și atunci mă gândesc, ca și în cazul unei diete spirituale, unde mă situez eu, unde mă poziționez, oare cum sunt barometru, cum sunt relațiile mele cu ceilalți, cum este relația mea cu mine însă, cum este poate relația mea cu Dumnezeu. Și apoi, în momentul în care mi-așterg toate aceste lucruri și văd că există acolo un soi de balast, mă gândesc că aș vrea să scap de el, da? Acea detoxifiere spirituală, și să ajung cumva să îmi doresc, să îmi propun ca deziderat, da? Așa cum ne propunem tonifierea mușchilor și un abdomen plat și așa mai departe, să îmi propun, de exemplu, relații mai bune cu ceilalți, să îmi propun o relație satisfăcătoare împlinită cu mine, să îmi propun o viață plină de echilibru, de pace, de liniște și de armonie, zic. Da, bun găsit tuturor în primul rând și mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vorbesc un pic despre acest autor, care este foarte simpatic. E un tip foarte simpatic, l-aș descrie așa. Nu știu, ai fost vreodată în Spania? Da, am fost în Spania prin 2002. Da, chiar în 2002 am fost. Da, cel mai mult și eu am fost la un moment dat și cel mai mult mi-a plăcut relaxarea acelor oameni. De exemplu, mi-aduc aminte că era cam în iunie și stăteau cu fundul pe trotuar și discutau relaxați în căldura soarelui. Mi s-a părut așa o atitudine foarte calmă și foarte această stare de siesta, cum au spaniolii.
efectiv m-am îndrăgostit de spiritul acestor oameni pe care îl regăsesc și în modul de a fi al acestui autor. De fapt, Ellen Percy este un pseudonim al scriitorului Francesc Mirales. Francesc Mirales este un foarte cunoscut autor de literatură care este foarte apreciat, a câștigat multe premii și cărțile lui sunt traduse în zeci de țări. Și iată, are și această latură de această parte, îi place să scrie cărți de dezvoltare personală pe care le semnează cu acest pseudonim Alan Percy. Am observat și din literatura lui că este un spirit luminos, așa, care simte probabil în menirea lui nevoia de a-i ajuta pe oameni. El crede că oamenii pot fi încurajați prin povești și prin sugestii și prin cărți de dezvoltare personală și în momentul în care iei orice carte de-a lui în mână, efectiv ai o senzație stenică, așa, parcă s-a coborât asupra ta o lumină blândă și încurajatoare și dintr-o dată simți că ești pe mâini bune cumva. Se vede că, bine, dacă citești un pic biografia, vezi că este un tip cumva neconvențional, așa. S-a apucat să studieze jurnalismul, după aceea a renunțat, după aceea s-a apucat să studieze literatură, a renunțat, până la urmă, în fine, a renunțat ca să plece în călătorie, să câștige experiență, după aceea s-a reîntors, până la urmă a făcut studiile. Și se vede în abordarea lui această formație jurnalistică, în sensul că în momentul în care își alege o temă, oricare dintre temele pe care le veți vedea și pe care le găsiți, de exemplu, în colecția Colibri, a editurii Herald, deci ia tema respectivă și începe să facă o documentare care este foarte riguroasă, caută informații foarte actuale și le livrează într-un limbaj foarte accesibil și se vede că are un scop practic. Deci informațiile nu sunt, deși nu se sfiește, de exemplu, să pornească de la filozofi. De exemplu, în Dieta spirituală este un capitol despre frică în care pornește de la definiția conceptului și când apare prima oară, de exemplu, identifică el în Aristotel și definește cu cuvintele lui Aristotel frica, după care o aduce în zona psihologică și trece după aceea din ce în ce mai la studii foarte practice și la sugestii cu care să ne încurajeze și să ne ajute să ne depășim frica. Ideea de la care a pornit această carte este foarte poznașă, așa aș putea spune, așa cum e el. Deci vorbea la un moment dat cu un prieten de-al lui, care toată viața se luptase cu diete, deoarece, mă rog, avea o constituție mai supraponderală așa, și la un moment dat discuta cu el și acesta era foarte bucuros că reușise în sfârșit să ajungă în forma în care era el. Și și-a amintit de Michelangelo și de celebra lui spusă, cum că statuia se găsește în blocul de piatră și trebuie doar ca să înlăturăm piatra care este de prisos, ca să ajungem la forma perfectă. Și a făcut această conexiune, cum că la fel este și ființa umană, care în esența sa, să zicem, are o formă perfectă, aceea prin care ea este fericită și împlinită. Și practic trebuie să dăm la o parte acele lucruri inutile care ne împiedică să cioplim cumva caracterul și personalitatea ființei umane, astfel încât să ajungem la acea variantă optimă în care este foarte fericită și împlinită. Și ce anume face ca noi să nu fim fericiți și împliniți este un balast de stări negative, de lucruri pe care le întreținem și cu care ne luptăm zi de zi.
De exemplu, stresul, ranchiuna, frica, nerăbdarea, perfecționismul, ostilitatea și multe altele. Și deci, practic, identifică o listă de astfel de probleme care ne împiedică să fim fericiți, le ia pe fiecare pe rând și propune acest program, cum ai spus și tu, de detoxifiere spirituală, de dietă, în care este luată fiecare această problemă și este trecută prin filtrul unor așa numiți nutriționiști spirituali, care discută această temă și el propune, bineînțeles, la finalul fiecărui capitol în care explică fiecare dintre aceste probleme, propune o listă de lucruri practice care să fie făcute, spune el, sugerează pentru o săptămână. Deci, practic, pentru fiecare dintre aceste probleme, să ne luăm o săptămână în care să ne supraveghem, să studiem ce ne propune el și să conștientizăm. Bineînțeles că nu ai cum să scapi de frică sau de ranchiună sau de perfecționism sau ce alte probleme mai poți să identifici într-o săptămână, însă deschiderea pe care ți-o propune el este, zic eu, foarte foarte sănătoasă, pentru că, așa cum ai spus și tu la început, primul pas este să conștientizezi că ai o anumită problemă. Și fiecare capitol începe cu o poveste în care e un personaj care se confruntă cu problema respectivă. Tu poți să te identifici cu acel personaj sau nu. În măsura în care te identifici cu el, s-ar putea ca să ai și tu acea problemă. E foarte ușor să ne identificăm cu personajul unei povești. De aceea, probabil, recurge la această tehnică. Începe fiecare capitol cu un personaj. Apoi explică problema respectivă, conceptul. Bineînțeles, o face în mod jurnalistic, adică deschide niște perspective. Tu, dacă vrei să aprofundezi problema respectivă, poți să te folosești de autorii pe care ți-i propune el și cu siguranță că, începând să studiezi un autor, vei găsi o altă deschidere, vei fi trimis către alți autori și tot așa poți să studiezi problema respectivă mult mai amplu dacă dorești. Dar ai un punct de plecare și sigur, n-ai să reușești depășești frica într-o săptămână, dar vei descoperi că sunt și alți oameni care luptă pentru aceeași cauză, nu ești singur în problema ta, sunt și alți oameni care au găsit unele soluții, poți să le aplici și tu, ți se dau indicații referitor la căile pe care poți să cauți ajutor, de exemplu. Deci este o carte foarte folositoare, este conceptul de dezvoltare personală, dacă vrei să îi spui așa, la lucru. Și foarte practic, foarte bine pus. E o carte foarte bună, foarte efectiv. Te ajută, chiar te ajută. Asta și își propune și este plină de informații, chiar de cultură generală. Adică chiar dacă să zicem că nu ești neapărat o persoană care vrea să lucreze cu propriile ei probleme psihice sau, mă rog, emoționale, deși nu, nici asta nu e o idee rea, dar pur și simplu îți îmbogățește cultura în legătură cu problema respectivă, pentru că o ia și din punct de vedere filozofic, și din punct de vedere psihologic, și din punct de vedere științific. Deci este o mică, cum să spun, o mică deschidere, o mică enciclopedie, dacă vrei să spui așa, un pui de enciclopedie, în legătură cu cum ai putea să-ți rezolvi problemele uzuale ale personalității sau pur și simplu să te cunoști mai bine. Cum ai spus și tu, ce e interesant la această carte este că o poți citi, să spunem, și din perspectivă psihologică sau psihoterapeutică. O poți citi și o poți asimila, o poți înțelege și din punct de vedere spiritual. Pentru că
că și titlul spune acest lucru, dieta spirituală, o poți citi poate și din perspectiva unui coach, a unui life coach sau a unui specialist în dezvoltare personală sau chiar a unui simplu cititor care își dorește evoluția spirituală și dezvoltarea personală. Deci iată o carte pe care vă recomandăm cu drag, Dieta spirituală, un program revoluționar pentru eliminarea a tot ceea ce îți îngreunează inutil viața. O carte scrisă de Ellen Percy în colecția Colibri a editurii Herald și care face parte, așa cum spuneam la începutul interviului nostru, din campania Pastile de Înțelepciune pentru o viață împlinită. A fost alături de noi lui Saneac, senior editor Herald, care îi mulțumim foarte mult pentru informațiile despre acest autor, un autor foarte interesant, așa cum a spus și Luisa, despre acest autor care are foarte multe cărți publicate în această colecție, în colecția Colibri, și probabil că această colecție se va îmbogăți și cu alte titluri din Ellen Percy. Noi vă mulțumim foarte mult pe măsură ce le scrie, exact. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până data viitoare, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine! La revedere!